suflet. Criminal. Pentru așa ceva nu există un suflet. Câine. Locatarii unui bloc din cartierul Rahova s-au strâns ca la spectacol în jurul tomberonului în care a fost găsit copilul. L-am văzut, e exact cum era copilașul meu, l-am adus de la spital după ce l-am născut. Eu un pui de pisoi nu l-am putut arunca. Lasă-l în voia lui Dumnezeu, așa și ea, de cum a putut să facă așa ceva? Zona unde a fost aruncat copilul este una foarte populată, plină de blocuri și de case. Dar bebelușul este atât de mic încât încape și într-o pungă ca aceasta. Probabil din acest motiv, cel care l-a aruncat nu a părut deloc suspect. Poate că nimeni nu ar fi aflat nimic dacă un om al străzii nu ar fi scotocit prin tomberon după mâncare. Criminaliștii au ridicat copilul și au făcut autopsia. Au aflat cu stupoare că bebelușul a trăit câteva ore și a murit sufocat pentru că mama lui nu i-a curățat bine căile respiratorii. Poliția crede că femeia a născut acasă. Căile aeriene pot fi obstruate și este extrem de important să dezobstrueze în primele secunde. Bunicile la țară luau copiii de picioruțe atunci când se necau cu un lichid și îl loveau, fiind cu căpșorul în jos, îl loveau în spate. Dacă va fi găsită, femeia va fi cercetată pentru pruncucidere. Poliția îi roagă pe medici de la spitalele din capitală să anunțe dacă la unitățile de primiri urgențe se va prezenta o femeie care a născut de curând și le trezește suspiciuni.